Prima zi a festivalului de datin și obiceiuri de iarnă după datin colindăm a debutat aseară pe scena Muzeului Poliției de Frontieră din Giurgiu. Festivalul aflat la cea de-a șasea ediție a reunit cete de colindători din municipiul și județul Giurgiu. Festivalul își propune să revitalizeze cetele de colindători și urători, să readucă în actualitate obiceiurile și datinile din acest județ, obiceiuri cum ar fi plugușorul, capra, brezaia, jienii, semănatul, sorcova, steaua, irozii și colindatul. Seara magică a colindelor a debutat cu un cântec religios într-o interpretare de excepție a Teodorei Vănoș. Grupurile de colindători din grădinițele numărul 9 și căsuța fermecată au interpretat colinde și cântece de iarnă specifice sărbătorilor, sub îndrumarea educatoarelor, dar și elevei școlilor generale numărul 2 și 10 și de la Liceul Nicolae Cartojan din municipiul Giurgiu. Spectacolul a continuat cu cete de colindători veniți din localitățile Găujani, Toporu, Herești, Băneasa, Frasinu, Ghimpat și Naipu. Îmbrăcați în costume populare specifice zonei Vlașca, au interpretat colinde și au prezentat obiceiuri specifice zonelor pe care le reprezintă. Plugușorul, capra, steaua și sorcova interpretate în variantele obișnuite în localitățile lor. S-a sculat Maia Bădit, Traian, și-a încălicat cu cal, cu învățat cu șaua de aur, cu nume de grau, cu flut de mătas. Câmpița de glas, împletit în 5 și 6, și curând s-a apucat în funete de arat, în lugii și în curmeziși, s-a apucat într-o joi, un plug cu 12 boi, boi, bourei, coadă, cotăbei, în frunte țintăței, și la dreapta trei bătăi, trage-ți brața, măi, trăgăi și domnii din Bricea. Astăzi seară, 17 cete de colindători din alte localități giurgiuvene și corul Bisericii Adventiste vor încânta publicul iubitor de datin și obiceiuri specifice județului Giurgiu, obiceiuri inedite, cum ar fi semănatul și haita. Unul din obiectivele festivalului după datin colindăm este de a promova colindele tradiționale, acestea fiind prezentate în spectacol fără suport muzical, doar cu instrumentele populare ce însoțesc obiceiurile. Toți colindătorii au primit drept răsplată după datină, dulciuri și fructe.